Nu fi dumnealui. Da, ele. Păi un băiat, un băiat, dar fata ce facem? O tăiem pe jumătate? Ești meu. A crăpat. Ești cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în viața mea. În conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap. Nale cu nale, cu tundeoa și bebecu. Noroc că am fost calm, că altfel mă demolau băieții. Azi am întâlnit o domniș, o tovarășe. Dă-te jos, domne! Te cheamă tovarăș capitan! Bravo, metru, dai! Un om munci? Da, asta e adevărat, tovarășul capitan. A prins vulpea, că azi e joi și mie e joia întotdeauna. Totdeauna mi-a mers bine. Dar dumneata ce carieră ai? Eu? Ce faci dumneata? Văd că te plimbi cu cățelul. Cum fac una mai așa? Se duce și mă raportează. Și nu pot să prind sistem. El se exprimă cam greu, tovarășul. Cam. Nu citi mai mult, Haralambie, că te tâmpești. Sărut nușițele, până dincolo de coat. Nu știu ce i-a spus, nu știu cum l-a instruit, dar e prea...